consider că am făcut o primă repriză bună, unde am marcat două goluri, ne-am creat alte 3-4 ocazii de a marca. Din păcate, a venit acea fază în minutul 43-44 a celor 11 metri. Se întâmplă la fotbal. A doua repriză, am început foarte bine, ne-am creat iar ocazii de a marca, de a face 3-1. Nu am reușit să facem și cu cât se scurgea timpul, se vede că presiunea este mare, trebuie să câștigăm fiecare jucător. Am înlot mulți jucători tineri și s-a văzut acest lucru a doua repriză, dar vreau să-i felicit pentru că au avut atitudine la acest joc, au dat totul pe teren și merită felicitările mele pentru că până la urmă am câștigat cele 3 puncte. Asta este cel mai important. Sunt mulțumit de jocul practicat în prima repriză și începutul reprizei a doua. Consider că am practicat un joc foarte bun, unde am avut o posesie bună, unde în ultimii 30 de metri am făcut combinații, am jucat din prima, am dus mingea la margine, am centrat, ne-am creat ocazii și începutul reprizei a doua. De ultimele 30 de minute nu sunt foarte mulțumit, dar spun că din cauza presiunii rezultatului s-a simțit acest lucru și băieții au fost puțin crispați. Dar, cum am spus mai devreme, important este că am reușit să câștigăm jocul. Putem vorbi și de oboseală pe finalul partidei? Da, se poate vorbi de oboseală, pentru că este etapa 10-a. Nu este ușor să joci fiecare meci să-l câștigi. Sunt emoțiile înainte de joc, presiunea rezultatului și normal că se vede. Dar avem o săptămână la dispoziție, la fiecare joc să ne revenim și acest lucru este benefic pentru noi. Important este că noi mai avem de jucat două etape și trebuie să le jucăm, să le câștigăm. Ar fi putut juca precum mai devreme la mijloc, pentru că jocul se ducea de așa natură încât un număr experimental la mijloc ar fi fost mult mai indicat, să zicem. Și s-a văzut pe joc. Da, și Amandi, consider că și Amandi a intrat bine când a intrat în locul lui Antonio. A intrat foarte, foarte bine în joc, a ținut de minge, a pasat, a recuperat. Consider că el a intrat bine. Apoi pe Gabi am introdus pentru că are experiență și am încercat pe finalul jocului, cum ai spus și tu, să încercăm să ținem mai mult de minge, să avem un om la mijlocul terenului defensiv în fața fundașului care să recupereze multe mingi. El și el a intrat foarte bine. Bravo, bravo lor, bravo tuturor. Va purta mirele 2 noroc? Da. Atâta timp cât am câștigat, mă bucur că a venit la meci. Sper să mai vină în continuare și să vină împreună cu noi, să reușim să promovăm, să ne bucurăm împreună. Pentru că el este alături de mine, m-am bucurat când am vorbit ieri cu el și mi-a spus că vine la meci.